Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu. După cum ați văzut și din titlu, am pregătit pentru voi un concurs și acest concurs este în totalitate dăruit vouă, deoarece sunteți foarte drăguți și tot timpul prezenți atunci când postez un clip. Și bineînțeles am ajuns și la 1500 de abonați, adică peste, și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc. Nu există cuvântul acela, încă nu s-a inventat cuvântul acela de a vă mulțumi. Atât de fericită sunt când văd că mai vine câte un abonat, când mai dați un comentariu, când dați un share. Sunt extrem de fericită și de aceea vreau să fac și acest concurs. Vă voi arăta produsele ce puteți câștiga la acest concurs și pe urmă am să vă spun și regulile. Produsele aflate în acest concurs sunt produse care îmi plac foarte mult, care le am și eu, care le-am folosit și eu până acum și încă le voi mai folosi. Dar bineînțeles sunt produse care sunt noi și pentru mine și sunt nerăbdătoare să le încerc. Voi începe cu produsele de machiaj, deoarece acolo sunt puțin mai multe decât în celelalte zone. Voi începe cu produsul favorit al acestui an. Este vorba despre acest blush de la Catrice, Ultimate Blush, este în 020 la Lavender. Este un blush extrem de frumos, se potrivește enorm de bine acum pe perioada aceasta a anului. Îl am și eu acum pe obraj. Îmi place cum se blenduiește și m-am gândit că vă veți bucura și voi de acest blush. Un alt blush de la Essence, este din ediția limitată Viva Brazil. Acesta mi-a plăcut foarte mult nuanța, deoarece este o nuanță mai turbată. Și cel mai mult mi-a plăcut la el printul de pe blush, este unul super tare, scrie Rio de Janeiro în mai multe fonturi. Și m-am gândit că o să vă bucurați și voi de el. Eu nu îl am, dar m-am gândit ca să-l cumpăr pentru voi, deoarece arată extraordinar de bine printul. Un blush de la Essence, din ediția limitată Beach Cruiser și acesta este un blush într-o variantă ombre. Cel puteți folosi atât pe acest peachy puțin mai deschis la nuanță, cât și pe acesta ce dă un rozaliu, o piersică mai coaptă. Îmi place foarte mult, l-am și eu, îl foloseam toată vara, l-am folosit, nu pe acesta, pe al meu. Și îmi place foarte mult cum arată pe ten. Din ultima ediție limitată de la Essence este Winter Wonderful, tot un blush. Mi-a plăcut foarte mult imprimeul de pe acest blush. Este un fulg de nea în formă de steluță. Deci pur și simplu nici nu-ți vine să îl folosești, așa de frumos arată printul de pe el. Eu nu îl am, dar m-am gândit că vă veți bucura de acest blush. Iar dacă tot avem atâtea blush-uri, m-am gândit ca să vă dăruiesc și o pensulă de blush. Aceasta este o pensulă de la For Your Beauty și eu am și eu, îmi place la nebunie, este atât de fluffy. Îmi place cum aplică blush-ul și de aceea m-am gândit ca să vă ofer și vouă. Din ultima ediție limitată de la Essence, din Winter Wonderful, am decis să vă ofer și această palețică de farduri de ploape. Are trei nuanțe mate, acesta alb, acesta roz și acesta maroniu. Și cel gri și cu acesta maroniu sclipicios, sunt niște nuanțe mai sclipicioase, așa mai sidefate, nu foarte tare sidefate. Machiajul din acest clip este realizat cu toate fardurile din această palețică, nu din aceasta, ci din palețica mea. Are o pigmentație medie, nu e nici prea mare, nu e nici prea slabă și îmi place foarte mult ambalajul. E un ambalaj de iarnă, se potrivește tocmai cu acest giveaway și m-am gândit că o să vă bucurați de această palețică. Rămânem tot la ceva de iarnă și anume această pudră de față și de corp de la Uma Cosmetics. Este o pudră aurie foarte fină ce dă un glow aparte pielii. Am testat-o și eu pe pielea mea, pe mână, în magazin. Nu are un sclipici atât de mare și oribil și dezgustător. Sunt produse care au sclipiciul foarte mare, care pur și simplu arată... Nu,
Acesta are un sclipici frumos, finuț, îmi dă un puțin sclipire, un pic de glow pielii. Eu cred că acesta vă va face mare plăcere în a-l folosi în diferite ocazii speciale și de aceea m-am gândit ca să vi-l ofer și pe acesta. Acest lip liner de la P2 din gama Perfect Color și este în nuanța 129 Shy Girl. În partea aceasta are o pensuliță, iar în partea aceasta este creionul propriu-zis. Îl ador, deci pur și simplu e demențială această culoare, îmi place cum se adaptează buzelor mele și m-am gândit că vă veți bucura și voi de acest creion de buze. Chiar dacă nu este un produs de iarnă și nu se potrivește poate cu acest anotimp, eu am vrut neapărat să vă ofer și vouă o mascara de la Essence Color Flash Volume Mascara. Este mascara colorată. Are o nuanță de turcoaz, este pigmentat și se vede pe gene. Eu o foloseam în două straturi, dar și într-un strat se vede extraordinar de bine. Și de aceea m-am gândit că să vă ofer și vouă pentru a vă bucura și voi de o astfel de mascara interesantă. Un produs care este pur și simplu nelipsit din colecția de machiaj și tot timpul voi recumpăra atunci când voi avea nevoie. Și este vorba despre burețelul de machiaj de la Ebelin. O să las linkul videoclipului cu review-ul acest produs în căsuța de descriere și să mergeți să vedeți cum se folosește și părerea mea despre el. Dacă tot am spus că este nelipsit din colecția mea de machiaj, m-am gândit ca să vi-l ofer și vouă, deoarece sunt îndrăgostită de acest burețel. La fel, un produs care m-a scăpat de foarte multe ori de niște situații mai puțin drăguțe, să zic așa. Și este vorba despre aceste Oil Control Paper de la Essence. Sunt niște foițe matifiante. Acest produs l-am folosit destul de des anul acesta, mai ales vara când purtam machiaj. Simțeam nevoie de a-mi mai matifia puțin zona T, deoarece am tenul mixt. Dacă mie mi-a plăcut așa de mult anul acesta să folosesc aceste foițe matifiante, m-am gândit ca să vi le ofer și vouă. Oje de la P2 într-o nuanță de roz cu sclipici argintiu. Este o ojă sand, e o ojă din aceea structurantă, nu știu cum să-i spun. Și e în nuanța 070 Pretty, o ador, deci pur și simplu o ador. Este o ojă perfectă pentru iarnă, primăvară, toamnă, pentru o unghie de accent. Arată extraordinar de bine, dar dacă vouă vă place, puteți să vă faceți toate unghiuțele cu această ojă minunată. O ojă foarte dragă mie este această ojă holografică de la Catrice, dintr-o ediție limitată. Este o ojă holografică și asta înseamnă că la o lumină puternică va bate în toate culorile curcubeului. Am primit destul de multe complimente atunci când am folosit-o și toată lumea era mirată, wow, ce ojă ai pe unghii. Aceasta este oja care face minuni. Vă ofer și această ojă de la Essence din ultima ediție limitată, Winter Wonderful. Această ojă este o ojă structurantă, are o nuanță de iarnă, mă duce cu gândul la zăpada aia aceea proaspăt ninsă care sclipește așa după cum bate lumina pe ea. Eu nu am această ojă și să spun drept, deja sunt puțin invidioasă pe câștigătorul acestui concurs. Sper să fie de folos și să vă placă această nuanță de ojă. Am achiziționat și această ojă pentru voi de la Trendy Tap, Sparkling Glamour se numește ediția limitată și este o ojă cu sclipici. Deci este o ojă roșie în care are foarte, 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 foarte mult sclipici. O am și eu, încă nu am aplicat-o pe unghii, dar cu siguranță de Crăciun o voi avea pe unghii. Sper să vă bucurați de ea în această perioadă a anului. Încă mai rămânem în zona aceasta a mâinilor și vreau să vă ofer aceste tatuaje pentru zona aceasta de sub unghie. Sunt niște tatuaje, pot să spun,
foarte trendy. Am avut și eu un astfel de pachetel și le-am folosit aproape pe toate, mai am câteva. Și m-am gândit că vă veți bucura și voi de acest cadou. Veți mai putea câștiga și aceste folii pentru unghii și este într-o nuanță de negru. Are pe ea ca și cum ar fi niște picuri de apă. Practic sunt niște folii de unghii 3D și arată extraordinar de bine. M-am gândit că vă va plăcea și vouă astfel de folii. În această perioadă a anului, corpul și mintea noastră are nevoie de puțină relaxare, de o zi de spa, de ceva ce să mai încălzească puțin zilele acestea răcoroase. Și atunci ce poate să fie mai salvator decât o baie caldă cu niște săruri de baie mai speciale? Și m-am gândit ca să vă ofer această sare de baie de la Kneipp. Este o sare de baie în ton cu iarna, în ton cu Crăciunul și are în compoziție vanilie, cuișoare, portocale și migdale. Sper să vă fie de folos această sare de baie și să vă liniștească sufletește. Rămânem în zona aceasta de duș și de baie și de spa. Din toată inima am să vă doresc acest produs, deoarece sunt îndrăgostită de mirosul lui și consistența lui. Este vorba despre acest gel, spumă, cremă de duș. Nici nu știu cum să-i spun, sunt extrem de fericită că l-am descoperit. Acesta este creat de către o youtuberiță din Germania și timp de 2 ani de zile a lucrat la acest produs, iar în urmă cu o lună mi se pare l-a scos pe piață. Mai are și încă o variantă cu ceva donuts, dar sincer să fiu, îl am și eu pe acela, dar nu m-a impresionat absolut deloc. Dar acesta Creamy Mandarin chiar mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit că vă veți bucura și voi de un astfel de gel de duș. Deoarece anul acesta a fost în modă de a purta acele tatuaje sclipicioase, aurii, argintii, rose gold, m-am gândit ca să vă ofer și vouă două pachetele cu astfel de tatuaje. Sunt extrem de frumoase și îmi plac la nebunie cum arată pe o piele bronzată sau chiar și pe o piele normală, nu trebuie să fii bronzați. Puteți să le câștigați și pe acestea și sunt foarte bucuroasă că pot să vi le dăruiesc și vouă. Ultimul produs care puteți să-l câștigați la acest giveaway este această pereche de cercei. Bineînțeles, dacă ați observat, am și eu exact aceeași model. Are ceva special ce pur și simplu m-a atras atunci când i-am văzut și de aceea m-am gândit ca să vă ofer și vouă o pereche de cercei exact ca și ai mei. Acestea sunt produsele care le puteți câștiga în concursul acesta. Regulile sunt foarte simple, voi doar să fiți abonați canalului meu, să dați un share și un like la acest video, dați un like și paginii mele de Facebook și să-mi lăsați un mesaj la acest clip cu particip și dacă aveți chef și vă face plăcere să mă urmăriți și pe Instagram, aș fi foarte recunoscătoare. Datul acestui concurs se va da în data de 21 decembrie 2015 și va ține până în 27 decembrie 2015. Câștigătorul va fi ales cu aplicația random.org și va fi publicat în 28 decembrie 2015 pe canalul meu de YouTube. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pe acest canal și vreau să vă transmit multă, 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 multă dragoste și, bineînțeles, mult succes participanților. O zi frumoasă vă doresc! Pa, pa!